Imagini rare vin din delta Dunării, zeci de păsări flamingo au poposit aici, atrase cel mai probabil de liniștea locului și de abundența hranei. Specialiștii spun că păsările s-au oprit la noi în drumul lor spre teritoriile din nord și au găsit mediul perfect pentru o pauză. Cel puțin 50 de păsări flamingo au numărat cei care le-au fotografiat pe brațul Sfântul Gheorghe. Flamingo mare sau roz din nordul Africii urmează traseul migrațional de-a lungul Mării Negre, dinspre sud spre nord și invers toamna, și câteodată poposește în delta sau în lacurile perideltaice. Păsările se odihnesc, mare parte dintre ele continuă drumul spre peninsula Crimea, unde sunt niște lacuri sărăturoase, foarte bune pentru cuibărit. În ultimii ani, atât specialiștii cât și turiștii au putut vedea grupuri din ce în ce mai mari de flamingo în zona lacurilor din delta Dunării. Noi ne-am dorit inclusiv să cuibărească, să facă pui, să... Ar fi o bilă albă pentru biodiversitatea din delta Dunării. Acum sunt într-o zonă de strictă protecție. Nu este pentru prima oară când păsările flamingo ajung și în România. Anii trecuți, păsările epuizate de o migrație lungă au poposit pe lacul Nuntaș și pe lacul Techirghiol.